Bine v-am regăsit din nou. De data asta către cascada Urlătoarele din munții Masivul Bucegi. După cum se vede pe jos, este foarte umed. Sunt pe la mijlocul drumului. Telecabina nu merge pentru că a plouat și e risc mare să nu se întâmple ceva. Și am să iau la pas o oră către cascadă. M-a prins și ploaia. A plouat un pic mai tard decât acum și n-am putut să filmez. Foarte multă lume pe aici. Unii deja se întorc. Și drumul destul de lin pe unele locuri și destul de periculos pe altele, trebuie să fii foarte atent. Am văzut și o doamnă cu copilul, bine, era cu copilul. A căzut, a alunecat. Tot felul de inscripții. Și urmează marcajul cu punct roșu. Am ajuns și la cascada Urlătoarea. După cum se vede, are un zgomot destul de mare. Oamenii se mai urcă și pe stânca aia și își mai fac poze, nici un fotograf jos. Iar eu aș vrea să mă duc pe aici. Dar să văd dacă reușesc și să ajung sus, deasupra ei. După cum se vede, am urcat și sus. Jos sunt persoanele care au rămas acolo să iau gustare, să facă fotografii. Însă n-avea rost să stau pe acolo. Și acum să vedem unde duce cărarea asta care a rămas nemarcată. N-aș vrea să mai mult de o jumătate de oră, nu prea mai e timp, e seară. Da, să vedem. Nici n-am urcat mult și am ajuns la capăt, cred. Nu știu dacă se mai continuă sus, văd că țeava, nu știu care e treaba cu țeava asta.
circulă apă prin ea, cred că o duce de sus de munte și o duce în Bușteni. Pentru că a plouat și o ceapă de râu rece. Stânca asta e bună de adăpost, se pare. A plouat foarte mult și curg și roaiele pe aici. Dar e foarte frumos. Aer curat de munte. Ar fi tare să mă întâlnesc cu un urs, dar n-aș vrea. A, ce frumos e. Și tot mergând în sus, dau peste un loc, pare fel de cazemată, cine știe de când e făcută și ce rol avea. Dacă știe cineva și vede filmulețul, să-mi spună și mie. Cine știe ce o fi pe aici? Iar drumul se continuă. Să vedem cât. Și nu mai merg mult. Și dau de a doua construcție, nu pot să o încăpere, nu știu cum să-i spun. De data asta în două trepte.
și se vede cum apa intră în încăperea asta și probabil face ceva. Nu cred că e să fi fost pe post de hidrocentrală. E interesant de ce cealaltă nu avea nicio apă. Sau părul atunci când a fost construită nu curgea. Și atunci să fi fost altă destinație. Au mai fost oameni pe aici, se vede o oarecare cărare, dar foarte mic, puțină. Se văd și gunoaie, deci e clar că au mai fost lumea pe aici. În rest, habar n-am. Și nu cred că vrea să știu. De fapt, aș vrea să știu, dar să-mi spună altcineva care e rostul lor. Ar fi tare să iasă apa, dar n-are forță pe acolo. Există și un marcaj acolo care spune altitudinea 1000 de metri, an punere în funcțiune 1892 și modernizat în 2009. Cine știe ce fel de modernizare a făcut și cum arăta la 1800. Și am să nu plec de aici până ce nu până ce nu filmez nu știu cum se spune asta. Principiul Arhimede, habar n-am. Dar e foarte interesant și foarte mișto. Sunt
super tare. Cred că apa intră pe jos și creează o presiune. Ca să iasă, altfel nu merge. Nu știu. Și am ajuns de unde am plecat. Hai să... Două semne. Eu l-am urmat pe cel rotund cu roșu în mijloc. Și acum filmez buștenii pe înserat. După o zi ploioasă, cum a ieșit soarele, e senin afară. Iar aici sunt semnele care arată cât faci până la cascada urlătoare, o jumătate de oră sau o oră. Sau Valea Jepilor Mari, 3 ore jumate. Sau Jepi Mici și Cabana Caraiman, 4 ore și jumate. Interzis iarna. Semne de vârși. Da. Aveți grijă pe unde umblați. Pa, pa. Am zis totuși să nu închei fără să vedeți jepii. Probabil. Sau munții ăștia, cum se cheamă. Mamă, ce frumoși sunt. Ok, pe curând, pa!